găsit, prieteni, suntem împreună la bătălia leilor, bătălia pentru bani. Sunt în joc în acest moment 10.000 de lei, 5.000 de lei la feminin, 5.000 de lei la masculin. Pot să facă fix ceea ce doresc cu acești bani, să-i cheltuiască aici, în Republica Dominicană, sau să-i cheltuiască acasă atunci când vor ajunge în România. O să aflăm imediat ce vor să facă ei cu banii alături de mine după ce au depășit momentul plecării Dianei Pivniceru. S-au montat și încearcă să câștige banii faimoșii! Andreea, ia că ați ajuns și după, în săptămâna a doua, ați ajuns la acest moment în care puteți să câștigați niște bănuți frumoși. Una din întrebările mele preferate e dacă vreodată în viața ta, într-o perioadă atât de scurtă, să presupunem că vor fi 4 meciuri, da? La voi, la fete, care înseamnă, zicem, 5 minute în total. Ai 6, ai 8, ai câștigat 1000 ceva de euro într-o perioadă atât de scurtă? Nu cred. Da, nu cred. Ok, cu sănătatea cum ești? Am o mică contractură la gambă și sper să fiu bine. Sper să fii bine, colega ta... Ce poartă același nume? Andrelele, trupa Andrei. Din trupa Andrei. Ea nu poate să concureze, din păcate, îți doresc sănătate multă, Zara Giu. Da, amândouă suntem lovite pe stânga. Pe stânga, cu umbru, da, eu cu da. Gamba. Ideea e că sunt stângace. Da, asta e cea mai mare problemă. Știu. E într-adevăr o problemă. Celelalte două fete sunteți lovite undeva, nu? La picior. La picior, cu voi pe dreapta, nu? Clasicele vânătăi, totul în regulă. Am înțeles. Două fete pe stânga, două fete pe dreapta sunt lovite. Bun. Tragerea la sorți și vă explic sistemul imediat. La feminin avem așadar, a plecat Diana Pivniceru, din păcate, iar Andreea Zaragiu nu poate să concureze. Avem trei fete, Andreea, Arsine, Cătălina și Coami, care vor concura. Norocoasa, cea care trage numărul 3, merge direct în finală. Celelalte două fete se luptă în semifinale după sistemul cel mai bun din trei meciuri. Cine câștigă două puncte merge în finală. Așadar, am aici trei numere. Vă rog să nu vă uitați, da? Că e un pic transparent săculețul ăsta. Hai, Andreea. Și să vedem cine trage numărul 3, cine trage numărul 3, cine trage numărul 3. 1, merge în semifinală. Andreea, Cătă, nu te uita, te rog. Așa. Așa, să vedem, Cătălina. Păi doar două, da. Numerele 2 și numerele 2. Deci, doamnelor și domnilor, cea care merge direct în finală este Ami. Avem semifinală, așadar, între Andreea Arsine și Cătălina Șeicaru. După sistemul cel mai bun din 3 meciuri, să aveți baftă, fetelor. Imediat urmează tragerea la sorți la masculin. În vreme ce amestec de zor numerele pentru tragerea la sorți la băieți, iată care este sistemul la masculin pe care l-ați cunoscut săptămâna trecută când au fost aici războinicii. Numărul 5 e, să spunem, norocos, merge direct în semifinală. Apoi 1 joacă împotriva numărului 2, câștigătorul de acolo, după un singur meci, merge în semifinală alături de norocos. Numerele 3 și 4 înseamnă meci în semifinală. Ca și la feminin, semifinalele și finala se joacă după sistemul cel mai bun din 3 meciuri. Hai să vedem cine are noroc, cine trage numărul 5. Doi. Numărul 2 are Giubi, numărul 4 are Ion. Hai să-l vedem. Numărul 1 pentru Costin. Să vedem cine merge în semifinală, Mario sau Ciprian. 5! În semifinală merge Mario Fresh și Ciprian, oarecum norocos, căci ești direct în semifinală și tu sigur avându-l ca adversar pe numărul 4, dacă am reținut corect, Ion Surdu, da? Bun. Nici aici nu scap de el. Mulțumesc, Giubi, mulțumesc frumos. Nici aici nu scap de el, a zis Ion. Așadar, acestea sunt meciurile la masculin și la feminin. Iată traseul pe care se joacă astăzi, pe care se dă
bătălia leilor. Începe cu un cilindru lung de 6 metri, împărțit în 3 bucăți pe care trebuie să urcați. Urmează o zonă de coborâre, urcare către topogan, aterizare în bazin. Există apoi acolo 4 țevi de care va trebui să trageți în jos, seamănă cu cele de la cablurile din sala de fitness. Fiecare tragere, fiecare apăsare va deschide o poartă care acoperă bazinul. Sunt 4 porți în bazin. Treceți prin bazin, ieșiți o zonă de, să spunem, echilibristică și în final plasă bazin. Iar finalul, există 2 măsuțe pe care trebuie să așezați câte un disc. Discurile sunt lansate de pe o masă mai mare decât cele 2 pe care trebuie să ajungă. Acestea fiind zise, avem foarte bine definit sistemul, avem premiul 10.000 de lei. Să înceapă show-ul cu faimoșii! Prieteni, începe bătălia leilor, bătălia pentru bani, semifinală feminină. La start se află Andreea Arsine și Cătălina Șeicaru. Succes, fetelor! 3, 2, 1! Cine reușește 2 victorii se califică în finală, în ultimul act, acolo unde, prin tragere la sorți, norocoasă a fost Ami. Aterizarea în bazin. Celălalt bazin este deja deschis pentru fete. Vor folosi acei scripeți doar băieții. E extrem de dificil în acest bazin pentru că pe sub prima scândură îmbrăcată în bureți se trece pe dedesubt, peste cealaltă se ridică și ajung fetele la zona în care pășesc pe niște scărițe. Sunt ca niște scărițe folosite în călărie, dar de dimensiuni mult mai mari. Mic avans pentru Cătălina Șeicaru. Ajunge în bazin Cătălina Șeicaru. Iese prima și va începe să arunce. Mai durează puțin la Andreea Arsine. Și începe Cătălina, prea scurt, trebuie să dea mai tare, nu, n-are nicio șansă așa, trebuie să pună exact, să pună pe masă mâna. Iată, ajunge la măsuță Cătălina, dar sare discul, reușește să așeze Andreea Arsine un disc, se concentrează, prea jos, prea scurt Andreea Arsine, avem un disc la Andreea, niciunul la Cătălina, să vedem, începe să arunce Cătălina. Prea scurt din nou, Andreea ratează și ea, ratează și Cătălina, îi sare din măsuță. Prea tare dă Andreea, prea tare dă și Cătălina, așează un disc până la urmă Cătălina și să vedem. A doua aruncare e bună pentru Andreea Arsine, care conduce în această semifinală cu 1-0. Se îmbrățișează cu colega ei, cu Cătălina Șeicaru. A fost foarte bun, nu mai pot. V-ați distrat, da? Da. Foarte tare. N-am avut niciun fel de presiune. Bravo, fete. Ah, bine. Bravo, Andreea, bravo. Bravo, ai luat banii. Stai, mai avem unul. Facem schimb tăr asta? Nu știu, pe stânga, da. Bravo. Așa, ziceți-mi și mie că eu intru la final. Dați-mi tipsuri, vă rog frumos, fetelor, pentru că am nevoie. Cum vi s-a părut topoganul? După topogan ați trecut ușor prin apă. Da, te-ai băgat cu capul în apă, nu? Am și o întrebare, că când era ceapa? Aluncă foarte tare cablul, aluncă în cablul ăla de... Da. Nu e funie, este ceva gen sârmă, știi? Da.
Prieteni, meci de calificare în semifinală. Unul singur se dispută între Costin Gheorghe și Andrei Boțoacă Giubi. Să aveți baftă, băieți! 3, 2, 1... Se pleacă pe acei 3 cilindri. Foarte bine și foarte tare pleacă și Costin. Au început deja să împingă în buza topoganului. Momentul în care trebuie să deschidă o poartă, două, foarte spectaculos pe ecran, 3 și a patra. Momentul în care sară în bazin, trece pe sub prima punte, a doua fură cu coada ochiului Costin. Și să vedem, iese ceva mai rapid Costin. Vă reamintesc că cel care câștigă acest meci merge în semifinală, acolo unde numărul norocos 5 a fost tras de Mario Freș. Pe sub plasă Costin Gheorghe, termină scărițele și Giubi va începe să arunce primul. Costin așează două din două, cred că nu. Face semn arbitrul că nu, dar termină Costin. Oh, 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 oh. Ce rapid, Costin Gheorghe merge în semifinală, unde îl va întâlni pe Mario Freș. Al doilea meci, prieteni, din semifinala feminină dintre Andreea Arsine și Cătălina Șeicaru e gata să înceapă. Succes! 3, 2, 1... În acest moment conduce Andreea Arsine cu 1-0. Dacă va învinge, merge în final, acolo unde o așteaptă Ami, care a tras numărul norocos, ca să ducă meciul în decisiv. Cătălina Șeicaru este forțată să câștige. La fete, porțile sunt deschise, la băieții le trebuie ridicate. Aproape în același timp, Cătălina și Andreea, să vedem ieșirea din bazin, puțin mai rapidă în acea porțiune, Cătălina Șeicaru. Bravo fetelor, se audă de pe margine și în continuare mic avans pentru Cătălina Șeicaru, iese Andreea. Să vedem dacă în final Cătălina Șeicaru a reușit să își regleze tirul. Trecere pe sub plasă și ultimul contact cu apa. Ajunge prima la cele 3 discuri Cătălina Șeicaru. Începe Cătălina prea scurt, să vedem pe Andreea prea tare. Din nou prea tare, prea scurt, incredibil. Dă prea tare Andreea, dă prea scurt Cătălina, îi iese Cătălinei de această dată. Avem un disc pe măsuța din stânga pentru Cătălina, niciun disc așezat pe cele două măsuțe pentru Andreea. Să vedem, prea scurt din nou Andreea, Cătălina așează Andreea al doilea disc și la un disc de finală și Cătălina și Andreea punctează. Cătălina Șeicaru. Și scorul devine 1-1, se merge în decisiv pentru un loc în finală. Șeicaru și scorul devine 1-1, se merge în decisiv pentru un loc în finală. Avea buba, măi, s-a rupt buba. Aveai buba acolo, Andreea, nu? S-a rupt buba. Da, i s-a rupt buba, avea buba acolo. Păi trebuie neapărat că... Trebuia bandajul ăla. Da, mai pune apă. Cade.
Încep semifinalele masculine, lupta pentru 5.000 de lei la masculin, 5.000 de lei la feminin, premiu similar așadar. La start se află Ciprian Mariș și Ion Surdu. Succes, băieți! 3, 2, 1... Semifinalele, ca și finala, se joacă după sistemul cel mai bun din 3 meciuri. Altfel spus, cine ajunge primul la 2 puncte merge în finală. Celălalt penultim act se vor întâlni Costin Gheorghe și Mario Fresh. Spectaculos acest moment în care se deschid cele 4 porți din bazin. Mic avans, dar pentru Ion Surdu a tras mai rapid de acei scripeți, ajunge la scăriță, se ridică și Ciprian Mariș. Să vedem, Ion Surdu, este o zonă foarte dificilă până când te obișnuiești cu acești pași, pare foarte simplu, dar faptul că se mișcă, sunt prinse cu cadrul acele scărițe, le creează probleme. A recuperat foarte bine în acea zonă a scărițelor Ciprian Mariș și ies în același timp cei doi faimoși, Ciprian și Ion. Începe să arunce o dată lung, o dată scurt, încearcă să controleze aruncarea Ciprian, îi scapă discul în lateral stânga, îi sare de pe măsuță discul lui Ion Surdu, recuperează, reintră în poziție. Nu avem nici un disc așezat pe măsuță prea scurt la ambii aruncători. Ciprian așează un disc, să vedem dacă îl pune și pe cel de-al doilea, da, e punct pentru Ciprian Mariș, 1-0 în favoarea lui Ciprian în prima semifinală. Meciul decisiv din semifinala feminină e 1-1 în acest moment. Andrei Arsine și Cătălina Șeicaru. Succes! 3, 2, 1... Costin Gheorghe e alături de colegele sale, e pe margine. Cine câștigă, vă reamintesc că merge în finală unde adversară îi va fi Ami. Să vedem ieșirea din bazin. Aproape în același timp urcă foarte bine, ies de acolo, să vedem din bazin și ajung la scărițe, 1-1 în acest moment. Se ridică toți faimoșii și Andreea Zaragiu și Ami, le privesc cu atenție pe cele două fete. Ai grijă la spate, este una din indicații. Da, după ceea ce s-a întâmplat astăzi cu Diana Pivniceru, au devenit mult mai circumspecți faimoșii și e normal, pentru că sunt abia la început, e un drum lung. Punctează în același timp Andreea Arsine și Cătălina și este punct pentru Andreea Arsine, care câștigă această semifinală cu 2-1. Merge în ultimul act, unde o va întâlni pe Ami. Al doilea meci al primei semifinale masculine în lupta pentru 5.000 de lei îi readuce la start pe Ciprian Mariș și Ion Surdu. Succes, băieți! 3, 2, 1... Scorul momentului în această semifinală, 1-0 în favoarea lui Ciprian Mariș. Dacă vrea să ducă în decisiv această dispută, Ion Surdu este condamnat să câștige. Foarte bine, intră în bazin, deși avea un avans de 1,5 metri. Ion trage aproape în același timp, sare foarte bine Ciprian, deja în bazin. Ion, în cealaltă semifinală, vă reamintesc, Costin Gheorghe se va întâlni cu Mario Fresh. Cine câștigă acest meci, merge în finala masculină, luptă pentru 5.000 de lei. Bătălia leilor se numește acest joc. Bătălia pentru bani. Trece de scărițe. 16 scărițe sunt. Extraordinar, recuperează pe scărițe Ciprian. A doua oară pe acest traseu, se afla puțin în spate și a câștigat câțiva metri.
ratează și oi rămâne biscul pe margine lui Ciprian, incredibil să vedem, continuă să arunce și Ion. Ciprian prea scurt de această dată, dar este punct pentru Ciprian Mariș, care se califică în finală. Felicitări, Ciprian, acolo adversarii va fi fie Costin Gheorghe, fie Mario Fresh. Prieteni, începe finala feminină. La start se află Andreea Arsine și Ami. Baftă! 3, 2, 1. După sistemul cel mai bun din trei, cea mai valoroasă din trei jocuri, cine adună prima două puncte, ia premiul în valoare de 5.000 de lei. Bani pe care poate să-i folosească fie aici în Republica Dominicană sau acasă când ajunge în România. Andreea e poate un pic mai obosită, evident, decât Ami, dar are un mare avantaj. Avantajul este că știe traseul deja, îl face din nou, știe și finalul. Repet, poate fi un avantaj. Pe de altă parte, odihnită Ami, pentru că a fost norocoasa care a tras numărul 3, număr ce a trimis-o direct în finală, unde adversară este Andreea. Foarte bine a pășit Andreea pe cele 16 scărițe, dar o mică problemă, a pierdut câteva secunde la intrarea în plasă. Iată, Ami intră mai rapid, sunt 35 de centimetri distanța la intrarea în plasă. Începe să arunce Andreea, ajunge și Ami, niciun disc la Andreea Arsine. Vedem pe Ami, prea scurt, se concentrează, Ami scapă în lateral, discul lovește manta, din nou aruncă prea scurt, se întinde pe masă Ami, iată, ratează ambele fete. Nu avem niciun disc, vă reamintesc, primul meci al finalei feminine. Miza 5.000 de lei. Zâmbește Ami, are puterea să zâmbească, reintră în poziție, începe să arunce. Andreea așează un disc, Andreea, și foarte aproape să-l așeze pe cel de-al doilea, Ami. Dar este punctul Andreea Arsine. Andreea Arsine câștigă primul meci al finalei și se duce să o îmbrățișeze pe Ami. Începe, prietene, a doua semifinală masculină. La start se află Costin Gheorghe și pentru prima oară astăzi Mario Fresh. Succes! 3, 2, 1. Același sistem și la fete și la băieți. Marele premiu 5.000 de lei. Spuneam același sistem în sensul că ajunge în ultimul act și acolo se decide câștigătorul după sistemul cel mai bun din trei meciuri, adică două victorii. Ajunge spre final, mai sunt două scărițe. Să-l vedem pe Mario, repet, e un avantaj pentru Costin, pentru că știe traseul, l-a făcut odată, Mario se află pentru prima oară pe traseu. Ajunge Costin la final și ia discurile. Să vedem, aruncă, iese. Discurile, incredibil, patru discuri i-au ieșit lui Costin Gheorghe. Moment în care iese din piscină Mario Fresh. Soarele a pus aici în Republica Dominicană. Vremea de concurs este perfectă. În același timp, Mario și Costin, să vedem, Mario Fresh privește, aruncă, îi sare de pe măsuță și este punct pentru Mario Fresh, care conduce în această a doua semifinală cu 1-0 în ultimul act. S-a calificat deja Ciprian Mariș. Finala feminină se apropie.
de deznodământ. La start se află din nou Ami și Andreea Arsine. Conduce Andreea cu 1-0. Succes, fetelor! 3, 2, 1. Așadar, dacă Andreea câștigă această cursă, pleacă acasă cu 5.000 de lei. Se dă înșezut Ami, nu riscă absolut nimic. Urmează perioade lunge aici, în Republica Dominicană, și în continuare ei, dacă vedeți și simțiți atmosfera, e bună. Ei, pe de-o parte, încearcă să se detașeze și să mascheze acel moment care i-a marcat, evident. Diana Pivniceru a trebuit să plece acasă din cauza unei accidentări grave la genunchi. Compensează foarte frumos, admirabil din punctul meu de vedere, cu această atmosferă extraordinară pe bancă și cu felul în care se susțin, se ajută unii pe alții. Finala feminină, prieteni, încep să arunce și Andreea așează un disc, continuă Ami, dă, scapă discul în mantă, ar trebui să rămână puțin pe aruncare Ami, direcția nu era nici intensitatea, încearcă să-și folosească foarte bine și corpul, dar se termină, prieteni, 5.000 de lei, suma este câștigată de Andreea Arsine. După un duel foarte frumos cu coechipiera sa, Ami, să sperăm că nu s-a accidentat. Andreea, văd că-și chioapătă puțin. Scorul celei de-a doua semifinale masculine, Mario Freș, Costin Gheorghe, 1-0. Succes, băieți! Ne pregătim! 3, 2, 1. O victorie a lui Mario Freș l-ar duce pe faimos în finală, acolo unde l-așteaptă colegul Ciprian Mariș. Ce frumos! Simultan, sincron, practic, între Costin Gheorghe și Mario Freș, la desprinderea de pe buza topoganului. Să vedem ultima poartă, deja a sărit în bazin. Costin încearcă să câștige pe această porțiune a traseului. Giubi e lângă Mario Freș, dar și lângă Costin. Scărițele pentru Mario, 1-2. Mai are tot două are Costin și termină. La jumătatea scărițelor se află Mario Freș, foarte motivat. Mario, fetele, aplaudă. Hai Mario, aplaudă și Cătălina și Zaragiu. Nu e nimic grav la Andreea Arsine. O, 2-2. Cel mai bun timp de până acum. Costin Gheorghe, prieteni, extraordinar. 1-1. 1-1 scorul acestei semifinale. Avem decisiv la masculin în lupta pentru 5.000 de lei. Unul la unul scorul celei de-a doua semifinale, ultimul meci din penultimul act. Costin Gheorghe, Mario Freș. Succes! 3, 2, 1. Giubi e alături de cei doi băieți pe traseu. Cursa precedentă, excepțională, îndeosebi în final, prieteni, când a reușit Costin Gheorghe 2-2, cel mai bun timp pe traseu astăzi Costin Gheorghe. Să vedem, încearcă să obțină rapid calificarea în ultimul act, acolo unde se află deja Ciprian Mariș, care a trecut după un duel din nou splendid cu Ion Surdu. Foarte simpatică reacția celor doi la ceremonie când au zis nu scăpăm unul de altul nici măcar aici. Splendidă atmosfera pe bancă. Din nou, ia să vedem. Foarte bine. Incredibil, dă Costin Gheorghe. Costin Gheorghe, prieteni, este în finala masculină, unde îl va întâlni pe Ciprian Mariș în lupta pentru 5.000 de lei. Bravo, 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 bravo.
doar nu mai poți fizic, s-a supărat. A, doar fizic. Hai ca să schimbăm, vrei? Hai. Ia, stai drept. 10, nimeni nu ne trece, mă, 10 cu filmul așa că unul poate să plece. 10 din 10, nimeni nu ne trece, mă, 10 cu filmul așa că unul poate să plece. Ia uzi, Vela! Acum e rândul tău. Nu mai pot. Nu mai pot, nu? Mă doare rău de tot aici, nu mai pot. Gata, hai. Plecăm acasă. Bă, nu e dreapte. Costine? A, fica tu? E da, te-ai lovit sau? Ești prea rapid. Ce? Ești prea rapid. Nu. Bravo, da. M-am pus cu cel mai rapid dintre toți aici. Lasă-te odată l-ai băut, nu? Mai bătut tu odată, 2-1. Prieteni, începe finala masculină în bătălia leilor. La start se află Ciprian Mariș și Costin Gheorghe. Baftă, băieți! 3, 2, 1. Se anunță un duel extrem, extrem de interesant în semifinale. Ciprian Mariș l-a învins pe Ion Surdu. Un foarte bun atlet, așa a arătat Ion pe acest început de hexatlon. Ciprian, pas cu pas, evoluează și ajunge și el la un nivel ridicat. Se preconizează în scurt timp dueluri extraordinare. Costin Gheorghe are un avantaj de 10 scărițe. Iese Costin, mai are foarte puțin. Și Ciprian, să vedem, ajunge la final Costin, se concentrează Costin, ratează o dată, a doua oară, Doamne, a zburat prin apă, pur și simplu, Ciprian Mariș, să vedem, aruncă, incredibil Ciprian și sare inelul, se uită Costin și e punct pentru Ciprian Mariș, uluitor a venit Ciprian pe sub plasă și prin bazin, 1-0 în favoarea lui Ciprian Mariș, ce curs am avut, prieteni! Ce să mai fac 3 de astea de băiat? Ce dracu? Dar nu mai dat la ultimele două, mai văzut. Papa, zi, încerc, mă strâns, dar nu vezi că nu respiră piciorul, dar dacă nu strâng, mă doare. Continuă finala masculină, continuă bătălia leilor. 5.000 de lei puși în joc. La start se află din nou Ciprian Mariș și Costin Gheorghe. Succes! 3, 2, 1! Mai băieți! Alături de ei, pe traseu, se află Mario Fresh. Foarte bine, dar iată cât recuperează, incredibil, în apă. Are o tehnică acolo deosebită din punctul meu de vedere, Ciprian Mariș, care conduce la această finală cu 1-0. Ceva probleme la coapsa dreaptă, iese destul de târziu din bazin Ciprian Mariș, dar uluitor a recuperat și în cursa precedentă Ciprian Mariș. Toată banca roșie este în picioare. Iese primul, Costin Gheorghe respiră, să vedem cum va reuși să recupereze pe această ultimă porțiune Ciprian Mariș. Dă foarte bine Costin Gheorghe, să vedem. Conduce Costin Gheorghe cu 1-0. Merge mai încet din cauza piciorului. Cred că sunt probleme pentru
Costin. El este un atlet care dă totul pe traseu, dar are grijă, mai ales după ce s-a întâmplat cu Diana Bibiceru. Să vedem, dă prea tare Costin și este punct pentru Ciprian Mariș, care câștigă 5.000 de lei după un duel foarte, foarte frumos cu Costin Gheorghe. Îi ridică mâna în gest de sportivitate. Într-adevăr, Costin concurat cu o contractură, cred, la cum arată piciorul. Foarte, foarte frumos, emoționant gestul lui Ciprian Mariș, care câștigă cei 5.000 de lei, se iau în brațe cei doi în aplauzele echipei. Încă o dată, splendid moment! Suntem buni, mâine suntem și mai buni. Da. S-a încheiat bătălia leilor. Banii astăzi au fost câștigați de Andrei Arsine la feminin și de Ciprian Mariș la masculin. Bravo! Și bravo echipei care v-a adus până aici pentru a aduna acești bănuți, cum spun eu. Momentul interviurilor, momentul dialogului. Plecăm de la câștigătorul concursului masculin, Ciprian Mariș. Mi-a plăcut foarte mult acea imagine, o voi păstra, în care cu multă sportivitate e ridicat mâna ca și cum el ar fi câștigătorul, e vorba de Costin. Deși ai muncit foarte mult și tu, ai avut o semifinală foarte frumoasă cu Ion și apoi o finală, iarăși, în care în primul meci ai recuperat extraordinar pe suplas. Bună seara și eu mă bucur că am o asemenea echipă cu care pot să concurez de la egal la egal. I-am ridicat mâna lui Costin pentru că el a avut un parcurs mult mai bun, cu tot că pe final am reușit să finalizez eu. Dar după părerea mea, el are multe meciuri jucate, are o accidentare și eu zic că el a fost mai bun ca mine. Am câștigat eu, dar ăsta e spiritul de campion, eu recunosc că a fost mai bun ca mine pe parcurs. Frumos, foarte frumos, Ciprian, bravo! Bravo! Mergem și la Costin. Întrebarea este normal, firesc, vine natural. Cum e coapsa? Da, Cosmin, da. Oboseala s-a strâns, s-au strâns și zilele trecute. Astăzi am început în prima cu Giubi, am avut un meci în plus, am mai jucat încă două în semifinală și în finală se pare că mi-a cedat un pic mușchiul, este o contractură, nu este ceva grav. Vreau să-mi liniștesc și familia, că cu siguranță se uită și exact. Sunt să nu fie panicați, totul este bine, le promit că mă întorc acasă la vară și dacă nu, Doamne ferește, scaun cu rotile, altfel nu plec de aici. Ok, se întoarce acasă la vară sau în scaun cu rotile. Eu mai vreau să vă zic că, cum a zis și Cipri, ăsta e spiritul nostru al echipei. Ne ajutăm foarte mult unul pe altul și chiar dacă suntem aici de, să zic așa, 10 zile, suntem o familie. Și gestul lui, care l-a zis despre mine că eu sunt câștigătorul, așa și făcut și eu pentru el. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, Costin! Mulțumim, Cipri! Bravo! Bravo, amintură! Și ultimul interviu este cu cea care a câștigat concursul feminin și cei 5.000 de lei, Andreea Arsine. Mă bucur pentru tine că văd că lucrurile stau ok din punct de vedere al sănătății. Mulțumesc, Cosmin. Da, eu am avut o mică contractură la gambă, încă o mai am, dar e sub control, nu e nimic grav. Masaj, recuperare, somn și mâine sunt ca nouă. Un traseu foarte frumos, un traseu nou, pe care l-ați dus la bun sfârșit cu toții. Încă o dată îți mulțumesc, Andreea, și te felicit. Prieteni, aceasta a fost bătălia leilor din această seară, jumătate pe zi, jumătate în nocturnă. O zi istovitoare pentru faimoși
e momentul de odihnă pentru ei. Vouă, celor de acasă, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Exatlon România. Numai bine!